Cristian Toader Pasti va trebui să facă pe mutul când este întrebat despre politică. Socialdemocratul a fost iertat de șefii de la Gorj, nefiind exclus din PSD. Pedeapsa aplicată acestuia este oarecum dură în condițiile în care Pasti este destul de slobod la gură. Partidul i-a interzis acestuia să mai facă declarații politice în următoarele 6 luni de zile. Am ținut să port o discuție cu domnul Pasti. Domnul Pasti, împreună cu mine, am stabilit ca pentru o perioadă de 6 luni de zile domnia sa să fie foarte rezervat în ieșirile publice și să își exprime părerile politice în cadrul partidului, în cadrul organizat în interiorul organizației municipale Târgu Jiu, înainte de orice altă declarație în spațiul public. Este o persoană în care am încredere și este o persoană pe care eu o consider capabilă să-și respecte promisiunea pe care și-a luat-o ieri în discuția pe care a avut-o cu mine. De altfel, a ținut încă o dată să sublinieze faptul că atunci când a avut acel punct de vedere, a spus foarte clar că prezumția de nevinovăție trebuie să se aplice și domnului președinte Liviu Dragnea, ca la oricare alt cetățean al României. Imediat după condamnarea lui Liviu Dragnea, Cristian Toader Pasti a declarat public că liderul PSD trebuie să își dea demisia de onoare din fruntea partidului. După ce a fost amenințat cu excluderea din partid, Pasti a afirmat că mai bine moare în picioare decât să se târască în genunchi.